Dumneavoastră credeți că o să atace ucrainienii regiunea Transnistreană? Cred. Dar de ce? După cum se vede Zelenski, cred. Eu așa părere am că mai mult că Rusia a să vrei să facă drum despre Odessa încoace în Transnistria, de tăcă și teritoria ei socot că salur. Eu totuși cred că în caz ceva nu mi sunt acei ucrainieni care o vor să ne apere pe noi. În ultima perioadă, în spațiul online, a fost lansată o campanie de știri false, cum că Ucraina ar planifica să atace militar regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Această ipoteză a fost dezmințită de autoritățile de la Chișinău și Kiev. Oamenii din raionul Rezina, aflat în imediată apropiere a regiunii transnistrene, au păreri împărțite. Nu putem să prezicem că o să întâmple, nu se întâmple. Ca și fiecare din noi suntem puși așa în gardă. Noi trăim, mai ales partea aceea, suntem cu colbastră lângă noi. Suntem în zonă de pericol. Noi suntem, așa, trăim, cum spune, cu frică în sân. Dumneavoastră credeți că o să atace ucrainienii regiunea transnistreană? Cred. Dar de ce? După cum se vede Zelenski, cred. După cum conduce el țara lui, o vândut o dracului tăt și mafiot acolo, cred 100%, poate să vină. Mai mult poate să vină ucrainii ca rușii. Cine face nouă rușii rău? Cu rușii noi am trăit minunat. Și apartamente degeaba, și văsturi degeaba, și lecuiala degeaba, dar mă, ia că trebuie să mă lecuiesc, trebuie să aștept când mă programam, mă cărge asta e dreptate. Așa că... Eu așa părere am că mai mult că Rusia a să vrei să facă drum despre Odessa încoace în Transnistria, de tăcă și teritoria ei socot că să lor. Nu, Ucraina nu, să-și fost să stea pe ei de mult avea să facă. Ucraina e sunt oameni destul de... Asta e de mine... Să socoate că Ucraina o năvărită împotriva Moldovei. E așa ceva n-am să facă. N-am auzit, dar nu cred. Nu credeți? De ce are Ucraina cu Pridnistrovia? Nu cred. Credeți că-s falsă? Da, așa gândesc. Ucraina mi-e pare că nu a vrut război. Rusia a început război doar. Și mă gândesc că dacă lor nu le place să facă oamenii lor cineva, nici ei n-a să fac altceva cu alții. Așa îmi pare. Câtă lumea ușiți degeaba? Nu cred. Lumea de rând nu cred să meargă cu războiul ăsta noastră. Din Ucraina. Niciodată nu aș cred. Trebuie să dăm liniștiță. Moldova și partea prin Dnistrovia să dăm liniștiță. Dar asta depinde măhălenii. Ucraina. Depinde cum ar să... Tot vrei ei. Da? La noi aici până când suntem asigurați. Copii și oameni și femei îngropați de zi și morți atâția și nu se liniștesc de fel. Eu mă tem să nu vrei Rusia Pridnistrovia, nu Ucraina. Da, Doamne, și pași. Eu totuși cred că în caz ceva anume sunt acei ucrainieni care vor să ne apere pe noi. Anume ei sunt acei care vor să ne dea o mână de ajutor, dar nu. Deci România, din altă parte, nu avem, sperăm la nimica.